tare și bine v-am găsit la un nou video. Dacă nu ești abonat și ești prima dată pe acest canal, nu uita acolo să lași un like, abonează-te la canal, este total gratuit. Pentru dumneavoastră este gratuit, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității pe acest canal și mesajul nostru va ajunge la cât mai multe persoane, dacă lăsați acolo un like. Pentru astăzi vom face o rețetă de combatere a afidelor, a păduchilor negri, maronii, verzi, care ne atacă plantele din grădina noastră, din solarii, legumele, florile și pomii. Poate veți spune, am mai văzut și alte rețete, dar rețetele și combaterea afidelor trebuie făcută gradual și în funcție de aceasta și rețetele pe care le folosim. Pentru o combatere la nivelul de început, când acestea abia apar, merge chiar maceratul de usturoi cu boia iute. Știți, pe canal l-ați văzut, am mai făcut această rețetă, este foarte bună. Dar pe parcurs ce ele se mulțesc sau probabil n-am combătut la timp, va trebui să folosim o soluție mai puternică și astăzi vom face o soluție. Avem aici ulei de măsline, îl țin cu spatele așa pentru că n-aș dori să fac reclamă, și avem aici detergent de vase. Acest detergent de vase pe care eu îl folosesc este 100% natural. O să acopăr aici partea de sus și ia, filmează, uite aici. Uite ce spune. Da, se focalizezi. Ingredient. Este din plante. Din plante. Deci este o soluție de vase naturală din plante. Într-adevăr este foarte scumpă o astfel de soluție de vase, dar dumneavoastră puteți folosi și detergent de vase pe bază de lămâie, cele din comerț obișnuite, pentru că la această cantitate nu va afecta plantele în niciun fel și nici pe dumneavoastră. Ingredientele pentru această rețetă sunt detergent de vase, ulei de măsline, pot căței de usturoi, eu am pus 10 pentru că am câțiva dintre ăștia mai micuți așa și am pus 10, 4 ardei iuți, am dintre ăștia micuți care sunt foarte iuți, boia de ardei iute, piper negru măcinat și spirit sau alcool de 90 de grade. Astăzi voi folosi spiritul care este de 70 de grade. Și haideți să vedem cum preparăm această rețetă. Am observat și mulți spuneau că fierb apa și pun peste mujdeiul de usturoi. Ce vreau să vă spun dumneavoastră, probabil ați observat când faceți mujdeiul de usturoi, uneori este iute, foarte iute. Și cum puteți să combateți această iuțeală? Puneți un pic de apă fiartă peste el și o să ia toată acea iuțeală. Noi făcând această rețetă cu apă fiartă, să punem apa fiartă peste acest usturoi, gândiți-vă că ia toată acea iuțeală de care noi o să avem nevoie pentru plante să îndepărtăm aceste afide. Deci, din start, această metodă cade de la sine, nu puneți apă fiartă pe acest usturoi, chiar și pe ardei. Și voi face practic un mujdei de usturoi. Am văzut că alte persoane îndrumă chiar să folosiți această rețetă sau altfel de rețetă cu usturoi și să vă dați chiar pe dumneavoastră, nu știu dacă este plăcut, pentru a îndepărta țânțarii sau ceva de genul. Eu vă spun că este foarte neplăcut să folosiți această rețetă, să dați pe dumneavoastră cu usturoi, vă dați seama că nu este ceva foarte bun. Pentru țânțari o să facem noi o altă rețetă și o să mirosiți și foarte frumos de la această rețetă, plus că va îndepărta țânțarii, dar la noi în zonă încă n-au apărut țânțarii și așa că dacă nu am avut noi această problemă, bănuiesc că probabil nici dumneavoastră nu ați întâmpinat această problemă cu țânțarii. Când va fi cazul, cu siguranță vom face și această rețetă pentru țânțari. O puteți aplica pe piele, va chiar face foarte bine și la tenți. Voi toca și ardeiul mărunt
Noi când facem aceste rețete pentru prepara mai mare, folosim mașina de tocat și dăm totul prin mașina de tocat. Am văzut că întreba cineva dacă aceste preparate se strecoară. Bineînțeles că se strecoară, nu mi-am dat seama că cineva ar putea să întrebe dacă se strecoară. Normal că înfundați pompa sau în ce folosiți dumneavoastră. E bine să Nu mi-am dat seama că cineva ar putea să nu-și dea seama că înfundă pompa cu această, dacă lasă nestrecurat acest preparat. Și așa îl punem cu semințe, cu tot. Aceste semințe sunt foarte, foarte bune. Am amestecat aici usturoiul cu ardeiul. Peste usturoi și ardei iute vom pune 50 de ml de spirit. Acest pahar are undeva la 100 de ml, voi pune jumătate. Și vom lăsa ardeiul aici împreună cu usturoiul timp de 30 de minute. Îl vom lăsa într-o parte separat și acum în această sticlă vom pune detergent de vase, 3 ml de detergent de vase. Am aici un grămaș. Și ulei de măsline, 7 ml de ulei de măsline. Ce facem cu acestea? Le vom pune în sticla în care vom pune și usturoiul cu ardeiul iute, dar v-am zis, după ce lăsăm 30 de minute. Punem dopul și o să zbatem toată soluția să obțină o culoare albicioasă. Ia să vedeți cum se va face. Da, uitați, au obținut deja. Da. Se vede? Da. Aceasta ne va ajuta în asfisierea afidelor și a păduchilor negri prin formarea unei pelicule pe frunză și practic ce scapă de această soluție va omorâ usturoiul, ardei iute, piperul, boiaua și alcoolul. Deci în niciun caz nu vor mai scăpa de această soluție.
vom aștepta jumătate de oră ca să punem și celelalte ingrediente, după care revenim. Iată că am revenit. Acum ce o să facem? O să punem așa. Va trebui să punem o linguriță de piper negru, deci nu o lingură. Așa că voi lua o jumate de lingură eu. Uitați, am luat jumătate de lingură de piper măcinat și vom pune o lingură de boia iute de ardei. Cam așa cu vârfa am pus eu un pic. Mare grijă când preparați această rețetă să nu dați cu mâinile pe la ochi sau mai știu eu ce, să vă iritați foarte rău. Peste toate astea, acum vom adăuga mujdeiul de usturoi, ardeiul și alcoolul sanitar. Rămăsese ceva ardei în pâlnie. Peste toată această compoziție o să adăugăm apă până sus și o lăsăm 2 ore, după care o putem aplica. Gata, am pus și apă. Ia uita ce culoare are, este foarte dens. Da. Îl lăsăm 2 ore. După aceste 2 ore o să strecurăm toată soluția și punem în pulverizator și dăm unde avem nevoie. Noi o să facem o cantitate mult mai mare. O să dăm prin mașina de tocat toate aceste ingrediente pentru a face o cantitate mult mai mare. Dumneavoastră faceți pentru câte plante aveți, înmulțiți rețeta. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Eu am fost Dani și până data viitoare să ne vedem cu bine la un nou material. La revedere, o zi bună!